După ce au fost tratate prin stațiile de epurare, dejecțiile din canalizare au ajuns îngrășământ în agricultură. Specialiștii încurajează pe gospodari să folosească acest fertilizant natural în locul produselor chimice. Utilizarea în agricultură a nămolurilor de epurare reprezintă una dintre metodele de degajare a acestora și o formă de punere în valoare a conținutului lor în materie organică și elemente nutritive. Proprietățile nămolului care rezultă din stațiile de epurare și beneficiile folosirii lui în agricultură. Fermierii să înlocuiască încrășămintele naturale cu acest nămol, bineînțeles în limitele impuse de lege, prin obținerea permisului de aplicare. Nămolul poate fi folosit în agricultură doar înainte de arătura de primăvară și înainte de arătura de toamnă. Ioan Chiriac este unul dintre agricultorii care a încercat nămolul fertilizant pe terenul unde va semăna porumb. Plantele se rănesc cu elementele de bază, azot, fosfor, potasiu. Dar foarte importante pentru creșterea producției sunt microelementele care nu le avem în îngrășămintele clasice care sunt pe piață, adică urei, azotat, superfosfat. Astfel încât în ultimul timp s-a venit cu îngrășăminte foliare, cu microelemente, care reușesc să aducă plantelor tocmai ce le lipseau, respectiv sulf, dacă vorbim de rapițe, zinc, dacă vorbim de cultura porumbului. De asta și acest nămol care îl distribuim astăzi pe această suprafață, eu cred că va duce la o creștere a producției. Folosirea acestui fertilizant nu costă nimic și, în plus, cei interesați primesc latar la îngrășământul. Noi, în calitate de operator de transport, am încercat și datorită faptului că din ce în ce mai mult se pune problema închiderii tuturor rampelor care asigurau până în prezent depozitarea acestui nămol, să găsim soluții în ceea ce privește utilizarea nămolului în agricultură. Din acest motiv am contactat foarte mulți fermieri și am încercat să implementăm, eu știu, această utilizare. Analizele nămolilor permit această utilizare. În Europa, peste 40% din producția totală de nămol de depunere este utilizată în agricultură. Principalul act normativ al Uniunii Europene, care reglementează gestiunea nămolurilor de depunere atunci când este vorba de utilizarea acestora în agricultură, este directiva din 12 iunie 1986. În România, problematica nămolurilor de epurare este reglementată printr-un ordin dat în 16 august 2004. Normele tehnice privind protecția mediului și în special a solurilor când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură au fost aprobate prin ordinul comun al Ministrului Mediului și Ministrului Agriculturii.